Mihaela, tu ai acumulat astăzi o nouă experiență. Alături de Andrei sunteți cei mai noi membri în echipa războinicilor. Cum vezi tu această înfrângere de astăzi? Ce lecții sunt pentru tine, mai ales în economia, în dinamica echipei războinicilor? Da, nu știu ce pot să zic eu foarte mult. Într-adevăr, dacă ieri existau niște tensiuni, probabil și pe teren, cred că ne-a făcut bine discuția de aseară. Astăzi chiar n-am mai simțit niciun fel de tensiune, am simțit foarte mare ne-am simțit pozitivi, chiar dacă am pierdut, deși am pierdut. Eu cred că discuția ne-a prins bine și discuțiile sincere de fiecare dată ne vor ajuta în ajunge spre bine. Mihaela, este un consiliu de nominalizare al vostru, al războinicilor, este al doilea la rând. Îți este teamă că poți fi nominalizată? Nu mi-este teamă, sunt o persoană asumată, echipa mea știe foarte bine, eu m-am acomodat mai greu decât mă așteptam și nu mi-este frică de nominalizare. Andrei, ție ți-este teamă că pot fi nominalizat astăzi? Nu mi-este teamă, deoarece nu văd de ce m-ar vota colegii mei. De când am intrat, am încercat să-i ajut cât pot de mult. Am adus puncte, mai multe decât am pierdut. Și nu văd un motiv anume de ce m-ar vota. Mă înțeleg bine cu toată lumea, n-am supărat pe nimeni deocamdată. Să sperăm că lucrurile vor continua la fel. Și nu mi-e frică. Deocamdată nu mi-e frică. Consider că dau tot ce am mai bun și nu am făcut nimic rău deocamdată ca să primez vreun vot de la vreun coleg. Războinicilor, urmează o nouă nominalizare. Așa cum spunea Marilena, este nominalizată pentru eliminare, dar în seara aceasta vom mai afla un nume din rândurile voastre. Melina, motivele pentru care vei nominaliza în această seară? De data, dacă până acum am mers pe criterii sportive, acum voi întoarce foaia cumva și o să merg pe niște criterii de adaptare și adaptarea nevoilor de grup și a nevoilor din tabără și voi vota pe cineva pe care eu am considerat că a avut cea mai puțină inițiativă și implicare în rânduielile războinicilor. Cu toate că pe traseu este genial. Mulțumesc, Melina. Musti, motivele tale din această seară pentru a nominaliza? O să fie mai mult socială, pentru că pentru mine contează foarte mult. Și, dar, cum zic, de multe ori mai mult vreau să aranjez decât să stric. Dar acum e mai mult o situație globală a echipei care ne conduce a nominaliza persoana respectivă. Aș vrea să aranjez mai bine decât să stric. Încă o dată punctez. Și o să fie, poate, deocamdată socială, pot să zic, decât sportivă. Musti, tu ai trecut printr-o nominalizare. Simți nevoia să plătești o poliță cuiva? Nu, chiar nici nu sunt așa și niciodată voi fi așa. Dacă votez, nu va fi de răzbunare, va fi pentru un motiv total diferit. Dacă este să votez persoanele respective, că m-au votat mai multe persoane, va fi pentru alte motive, nu pentru motivele de a răzbuna către persoanele respective. Sper că persoana respectivă va schimba, chiar îmi doresc din suflet să fie așa, mai mult decât să-l trimit către casă, vreau mai mult să fie către conștiința, mai mult decât altceva. Așa că va fi asta votul meu, către conștiința decât altceva. Starlin, în această seară, pe ce criteriu vei nominaliza? Domnul Dan, de multe ori consiliul aceasta este ca un joc de ceac. Trebuie să pune o piesă în față, să mâncăm noi alte piese. Eu mă duc pe partea aceasta de nominalizare acum, pentru că dacă se întâmplă cum am eu în ganduri și cum ne-am gândit la un moment dat, anumitele,
jos pelerie pentru anumitele persoane. Mulțumesc. Maria, tu pe ce îți vei baza nominalizarea din această seară? Eu, nominalizarea mea e o nominalizare cu foarte mult risc, pentru că se vede în ultimele trei meciuri că avem nevoie de sportivi, avem nevoie de puncte. Deja Marilena, care ne aduce puncte de obicei, e pe lista neagră, să zic așa. Iar următoarea nominalizare pe care aș face eu e legată de un sportiv bun, care ne aduce puncte de obicei. Aleg să fac asta pentru că apreciez asumarea oamenilor, iar dacă oamenii sunt asumați atât cu mintea cât și cu sufletul, nu pot să merg decât pe mâna lor. Andrei, al doilea consiliu de nominalizare, trebuie să faci o nominalizare din nou. Cum am mai zis, eu mă înțeleg bine cu toată echipa și mi este foarte greu să nominalizez pe cineva, dar trebuie să o fac. Și de data asta o să merg pe mâna echipei și strategiei care am avut-o. Și sper din suflet să ne iasă ceea ce ne-am propus. Acum rămâne de văzut. Mihaela, motivele tale pentru nominalizarea din seara asta? În seara asta mi-e foarte greu să... Chiar mi-e foarte greu să fac o nominalizare. Totuși o voi face. Colegii mei sunt într-adevăr foarte buni, de asta mi-e și foarte greu. Voi face ce simt și, din păcate, va trebui să nominalizez pe cineva într-adevăr bun. Alin, motivele pentru care vei nominaliza tu în această seară, care sunt, pe scurt? Un singur motiv, din punct de vedere sportiv. Mulțumesc! Faimoșilor, am pentru voi o întrebare legată de Marilena. Ce părere ai, Simona? Vreau să încep cu tine. Că iată, Marilena este pe punctul să plece, depinde, o să vedem ce se întâmplă. Marilena, ea a fost cea pe care am întâlnit-o cel mai des în această competiție. Scorul este cu mult favorabil în favoarea ei. Este undeva de 11 la 3 în favoarea ei. Excelent, iată, iată ce statistică. Eu nu am ținut așa ceva. Țin scorul pentru că țin scorul pentru că mă ambiționez foarte mult și după cum ați observat, domnul Dan, și când trebuie să aleg, chiar dacă Mari m-a bătut de m-a zăpăcit, ca să zic așa, eu tot către ea merg. Adică nu spun că, știi, cred că altă fată ar fi mai slabă decât ea și aleg altă fată. Nu, eu tot pe Mari o vreau, pentru că Mari este bună și Mari mă ambiționează să lupt și mai mult, să trag tot mai mult și da, consider că ar fi o pierdere mare pentru ei să plece acasă. Plecarea Marilenei din competiția Survivor, credeți că v-ar ajuta? Credeți că ați profitat din această plecare? Zani. După cum ați observat, nu ne-a trebuit să plece de la ei cei mai buni. Ne-a trebuit să plece de la noi cei care nu-și meritau locul în această competiție doar pe baza sportivă, în rest să-i judece altcineva. La sport nu-și aveau locul aici. Cât despre Marilena... Să plece acasă este foarte bine pentru noi, pentru că urmează și jocuri de comunicare la care nu m-aș baza 100% pe ale noastre, cum nici pe ai noștri 100%, mai pierdem, mai câștigăm. Dacă ne-au ieșit verigile slabe, ne uităm la următoarele verigi slabe, că mereu vor fi verigi slabe. Da, dacă pleacă Marilena ar fi foarte bine pentru noi. Acasă cu Marilena, eu cred că e foarte bună, dar e dușmanul meu. Marilena, du-te acasă. Am înțeles, mulțumesc. Războinicilor, a venit timpul să nominalizați. Este votul meu pe care mi l-am asumat în ultima perioadă. Faptul că tu ne-ai cerut ceva și ți-ai asumat un lucru foarte important de data asta, îmi dai dovadă că vrei să te schimbi. Momentan nu pot să-ți ofer toată încrederea mea,
dar în momentul în care voi simți că pot să am încredere, ți-o voi oferi pentru a probabil a treia oară. Ți-am oferit mai multe șanse, dar pot să-ți mai dau o șansă dacă te vei schimba cu adevărat. Strategia grupului, sper din suflet să iasă această strategie și să nu plece această persoană care mi este foarte dragă și merită să rămână în această competiție. Alin, te votez pentru lipsa de inițiativă și implicarea foarte scăzută pe care o ai în camp. Și acesta este un vot de motivare să fii acolo cu noi, mai activ. Azi, votul meu, cum am zis, mai mult decât să-l dau afară e ca să conștientizez persoana respectivă și sper să înțeleagă. Pentru persoana respectivă, sper să ia conștiință. Ali. Răzbunarea este arma prostului. Votez în ceea ce am crezut de la bun început, pe considerente sportive. Așadar, în ultimul timp,
persoana pe care o voi vota, o simt fără forță și o simt pe pantă descendentă. Să sperăm că își va reveni. Am toată încrederea. Votul meu merge spre... Melina. Războinicii au nominalizat. Și primul vot este pentru Alin. Alin, un vot. Următorul vot. Alin. Două voturi, Alin. Următorul vot pentru Alin. Trei voturi, Alin. Votul următor, Alin. 4 voturi, Alin. Următorul vot, Alin. Dacă și acest vot este tot pentru Alin, matematic, Alin, tu vei fi nominalizat pentru eliminare din echipa războinicilor în acest al doilea consiliu de nominalizare. Și votul merge către Alin. Pe lângă Marilena, nominalizat spre eliminare, ești tu, Alin. Alin, vreau să te întreb. Te așteptai la această nominalizare din partea echipei tale? Da. Domnul Dan, Țării Românești, vreau să le spun așa. Prieteni, plecăm de la premisa că eu nu-mi doresc să plec acasă. Este clar. Și mai reiterez o dată. Plecăm de la premisa că eu nu-mi doresc să plec acasă. Dar, domnul Dan, dacă cu ceva timp în urmă o domnișoară, prenumele ei fiind Marilena, s-a sacrificat pentru echipă și eu tot am vorbit de bărbăție pe aici pe acolo, cred că și un bărbat trebuia să se sacrifice pentru echipă. Asta am făcut în această seară. Pe lângă acest lucru, v-am spus și o repet de câte ori este necesar, că pe mine nu mă afectează lucrurile aici. N-au cum să mă afecteze după așa puțin timp petrecut împreună. Dar mă interesează. Când te interesează, dai dovadă de maturitate și înțelepciune. Așadar, a fost o strategie pe care mi-am asumat-o, le-am transmis-o astăzi colegilor și mai ales este un pas spre împăcarea cu ei. Tocmai ceea ce au spus fiecare dintre ei. Mi-am asumat, așa este și normal. Just. Și, cum îmi place mie să spun, sunt win-win. Și dacă lumea crede că sunt win, că plec la Didin acasă, nu. Sunt win pentru că dacă voi pleca,
acea parte a grupului care la un moment dat spuneau despre mine că sunt foarte egoist, astăzi am balanța sa cam moderat puțin și am dat dovadă de altruism. Dacă voi rămâne, e clar că țara românească apreciază ceea ce fac eu aici. Dar cel mai important, și vreau să concluzionez cu asta, pentru mine astăzi a fost un pas spre împăcare, pentru că nu vreau chestiuni personale aici. Modestia și umilința acasă nu prea le cunoșteam. Dacă eu voi pleca cu aceste două lucruri de aici, cu modestie, umilință și fără chestiuni personale, domnul Dan, atât mai aveam de lucrat la persoana mea, voi fi cel mai fericit. Credeți-mă cu tot sufletul. Iată rezultatul celui de-al doilea Consiliu de Nominalizare al săptămânii, rezultatul primului Consiliu de Nominalizare, fiindcă Marilena este nominalizată spre eliminare din echipa Războinicilor. Vreau să vă mulțumesc ambelor echipe și să vă spun acolo acasă un bună seara tuturor, o seară liniștită, rămâneți cu bine, ne revedem la următorul joc la Survivor România, un joc în care emoțiile concurenților noștri vor atinge noi cote maxime. Vă mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici!